Mă bucur că ne revedem. Tema de astăzi este, de asta o să mă gândesc că toate au fost un pic mai dificilă. Sper să găsesc acele formulări care să simplifice un pic lucrurile, să ne putem înțelege. Aș aborda deci o temă spinoasă care poate fi tratată în mii de feluri, și anume folosirea în procesul de manipulare a temelor religioase. Pentru că foarte des se întâmplă acest lucru, este o zarvă întreagă pe rețelele de socializare cu privire la genul acesta de subiecte. Iar introducerea ar fi următoare. Cu toții, știți și dumneavoastră, știu și eu că pe internet găsim răspuns la toate întrebările pe care ni le punem, adică învățăm să ne hrănim pisica, ori să scoatem petele din haine, rețete de mâncare și absolut tot ce ne trece prin minte. Dar la o întrebare fundamentală, poate cea mai importantă întrebare pe care și-o poate pune omul, nu găsim răspuns. Și mă gândeam, venind spre dumneavoastră, să înregistrez această discuție, această conferință, să zic, dacă nu e prea pretențios, că ar trebui să fac un moment de pauză, un minut, două de pauză, și să vă las să vă gândiți, dar cred că nu are rost, pentru că probabil imediat v-ați dat seama la ce întrebare absolut colosală, de bază, importantă, nu putem găsi răspuns pe internet. Și n-am să fac o pauză, pentru că este clar că nu putem găsi răspuns la întrebarea de unde venim și unde ne ducem. Cum s-a născut conștiința umană, ce este ea, ce raport există între conștiința, bunul nostru cel mai depres, cel care ne structurează personalitatea, care ne oferă libertate, libertatea de a alege, de a opta, așadar, și creier, lucruri la care nu s-a găsit răspuns, ce este cu locul omului în univers, pentru că, paradoxal, sigur, multă vreme s-a considerat că Pământul este centrul, sigur, Universului. După aceea s-a revenit, sigur, cunoaștem Revoluția Copernicană, Pământul se învârtește în jurul Soarelui și nu invers, dar ce să vezi, ultimele descoperiri arată că Pământul totuși se află într-un anumit centru, într-un anumit centru al galaxiei. Și dacă se află în centrul galaxiei, s-ar putea să se afle până la urmă și într-un centru, sigur, relativ al Universului, pentru că Universul, după formularea lui Pascal, s-ar putea să aibă centrul peste tot și marginea nicăieri, nu știu. În fine, deci la această întrebare, și anume, de unde venim și unde ne ducem, nu am găsit răspuns, cu toate că există o zbatere, dacă vreți, și o zbatere neputincioasă și creatoare de angoasă a omenirii, a elitei intelectuale a omenirii, pentru faptul că nu s-a găsit răspuns la această întrebare. Și atunci, pentru că aceasta este prima concluzie pe care aș trage-o, dacă nu s-a găsit un asemenea răspuns, toate răspunsurile sunt valide. Adică putem să abordăm cu aceeași doză de încredere orice fel de răspuns. Și răspunsurile, ca să nu complicăm lucrurile, și răspunsurile ateiste, dar și răspunsurile religioase. Nu există vreun motiv logic sau empiric pentru care să spunem că o abordare
de tip ateist sau o abordare de tip religios ar fi false. Trebuie să le abordăm pe toate, să optăm pentru una sau alta, dacă vrem să optăm, în funcție de personalitatea noastră, de trecutul nostru, de cunoștințele pe care le avem, de sufletul, de ceea ce simte sufletul nostru, dar până la urmă nu putem respinge absolut nimic. Sigur, cunoașterea sau raportarea noastră la fenomenul religios este extrem de dificil de făcut cât de cât corect. Întâlnim la tot pasul semeni de-ai noștri care sunt dispuși și imediat să se amuze sau să ia peste picior temele religioase în care alții cred cu desăvârșire. Și am gândit să vă dau un simplu exemplu și unul singur, și anume din cartea a treia genezei afacerii. Vă aduceți aminte, știe toată lumea că e vorba acolo de o scenă foarte interesantă în care șarpele îi spune Evei să mănânce totuși din pomul acela, dintr-unul dintre pomii interziși, pentru că erau doi, pomul cunoașterii și pomul vieții, îi spune, poți să mănânci de acolo, din pomul cunoașterii, pentru că nu vei păți nimic. Sigur, nu e vorba despre măr, că în general se spune că a luat Eva un măr. Nu spune Biblia chestiunea asta, spune că era vorba de un pom care făcea poame ale cunoașterii. Eva a luat un fruct din pomul cunoașterii, l-a îndemnat și pe Adam să mănânce și dintr-o dată și-au dat seama că sunt goi, iar Dumnezeu, sigur, și aici e un avertisment pentru toți cei care vor să interpreteze ad literam această poveste. Dumnezeu, zice-se, se plimba prin rai pentru că era seară și era umbră. Vă dați seama. Măcar această formulare trebuie să ne ducă cu gândul că este vorba de o formulare de tip parabolă, că este vorba aici de un bazm, putem să o luăm și sub specia aceasta, dar de un bazm cu un anumit înțeles și vom vedea imediat. În general, lumea se înghesuie, să zic, să râdă de această frumoasă poveste, pentru că vă dați seama, cei doi care erau goi dintr-o dată și au dat seama că sunt goi, dar ce să vezi, Dumnezeu chiar le-a făcut haine de piele, să știți, asta scrie la Geneză, adică i-a îmbrăcat imediat ca să nu se simtă rușinați, după care, sigur, i-a izgonit din rai și a dat poruncile pe care le-a dat, și anume ca femeia să nască în chinuri, să fie permanentă dușmânie cu șarpele, Adam și oamenii în general să își câștige hrana prin sudoarea frunții. Și cu asta se cam încheie discuția. Râdem, râdem. Numai că aici este un înțeles cât se poate de limpede. Și anume că în momentul în care omul a descoperit ce este bine și ce este rău, a început să judece. Și vreau să zic că a judeca, și de-al minter vine și Noul Testament prin Iisus Hristos și atrage atenția că actul de a judeca aproapele este destul de periculos, a judeca pe altul duce la o serie întreagă de conflicte și de neînțelegeri. Noi suntem o societate care îi judecă. Ne judecăm permanent, îi apreciem pe ceilalți în funcție de ceea ce ni se pare nouă că este bine sau că este rău. Sigur, nu poate exista o societate fără judecată și fără sancțiuni. Acest lucru este demonstrat din vechime, de la babilonien, sigur, de la Nabucodonosor, de la Celrez, de la dreptul roman, încoace. Dar important este să nu facem abuz de judecată. În momentul în care oamenii primordiali au descoperit ce este binele și răul, au început să folosească această descoperire și în favoarea, dar și în detrimentul lor. Deci trecem un pic, dacă vreți, de
poșghița aceasta a bazmului, nu râdem de el, încercăm să vedem ce ne transmite, dacă vrem să încercăm. Și dacă ne place să încercăm să vedem ce ne transmite, că dacă nu, putem să-l respingem pur și simplu. Trec și vin cumva în istorie și aș mai da un exemplu care mie mi se pare teribil. Cum a apărut mișcarea protestantă, mișcarea lui Luther? La un moment dat, papa de la Roma, îmi scapă numele, îl putem găsi pe internet, a hotărât să restaureze Catedrala Sfântul Petru. Și pentru că nu avea suficienți bani, a dat ordin unuia dintre cardinalii săi să facă un gen anume de afacere, și anume să vândă în Occident, sigur în Occidentul catolic, să vândă indulgențe. Indulgențele erau un fel de certificate, cum avea acum certificate de vaccinare, prin care ni se certifica faptul că am dat bani să le cumpărăm și pe chestiunea asta ni se vor ierta păcatele, nu vom mai sta în purgatoriu, în sfârșit ne va fi bine în relația cu Dumnezeu. Vaticanul a strâns acești bani și i-a folosit pentru restaurarea Catedralei Sfântul Petru. Sigur, e evident că poți să privești lucrurile de partea lor revoltătoare. Este revoltător să vină cineva și să te mintă în așa hal încât să spună că dacă plătești niște bani și cumperi un certificat numit indulgență, vei fi mai bine în raportul cu Dumnezeu. Dar pe de altă parte să știți că se prăbușea Catedrala Sfântul Petru, care rezistă până în zilele noastre. Deci pe undeva există și o parte bună a lucrurilor. Sigur, Martin Luther a luat numai partea rea a lucrurilor, așa a apărut reforma, așa a apărut mișcarea protestantă, care este foarte, mă rog, dezvoltată până în zilele noastre. Iată, spun că trebuie să privim lucrurile un pic dincolo de poșghița lor, dacă vrem să le înțelegem, pentru că alminteri rămânem la simpla indignare. A vândut papa indulgență. Nu le-a vândut chiar degeaba. Le-a vândut ca să repare Catedrala Sfântul Petru. Dar să trecem mai departe și vă reamintesc că spuneam în urmă cu câteva minute, 4-5 minute, că nu putem respinge niciun argument teologic, precum ne cam greu să îl acceptăm, la fel de greu trebuie să ne fie și să îl respingem. Se cunosc minuni, minunile de la Fatima, se cunosc, sunt cercetate, sunt bine documentate, sigur Fecioara Maria s-a arătat unor copii, copii aceia au depus mărturie, s-au ocupat și specialiști în psihologia infantilă sau în psihologia de grup, să vadă dacă nu cumva a fost vorba, sigur, de o iluzie tipică copiilor, o iluzie de grup și nu au ajuns la un rezultat cert. Copiii aceia au văzut ceva. Au văzut ceva supranatural, iar noi nu putem să venim și să râdem de această chestiune dacă nu vrem, a zice eu, să râdem de noi înșine. Pentru că nu se știe. Nu se știe și nu avem argumente. Acesta este un lucru foarte simplu. Problema moaștelor. Problema moaștelor, ați văzut, de câțiva ani încoace există două categorii de români. Categorii care merg să se închine la Sfintele Moaște și categorii care râd de cei care se închină la Sfintele Moaște. Aș vrea și aici să avem un pic de precauție, pentru că experiența milenară, au trecut totuși aproape 2000 de ani de când există cultul moaștelor, arată că ele sunt benefice. Experiența milenară arată că de obicei oamenii care au trăit în perfectă curățenie, cum se spune în limbaj bisericesc, sfinții, cei care s-au izolat de lume, care au trăit la modul schibnic, anahoreții în general, beneficiază de această
chestiune iarăși supranaturală, și anume că nu le putrezesc, nu li se sfarmă total corpul și oasele. S-au făcut tot soiul de experimente. S-a ajuns la concluzia că, sigur, contează foarte mult aciditatea locului în care aceste trupuri sunt înhumate, contează ceea ce, eu știu, au mâncat, contează ce metabolism au avut și așa mai departe. Dar, în genere, sunt sute, s-ar putea să fie mii de experiențe care arată că lucrurile nu stau chiar așa. Pur și simplu, în mod miraculos, oameni despre care se știe că au avut o viață sfântă, au avut parte de un tratament mai original după moarte față de pământul în care au fost îngropat. Este aceasta o prostie? Ne putem întreba. Putem să râdem, iarăși să ironizăm? Eu zic să ne abținem, pentru că nu știm. Și zic ca atare să respectăm, să-i respectăm și pe cei care nu cred și pe cei care cred. Cred că este atitudinea cea mai înțeleaptă, pentru că nu trăim doar în prezent. Trăim într-un prezent care ar trebui să se bucure de experiențe milenare. Într-un prezent care ar trebui să se bucure de mărturii extraordinare care ne vin din trecut. Și vreau să vă spun că procesele acestea de canonizare, faptul că cineva este declarat sfânt în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, nu sunt simple decizii arbitrare ale cuiva. Vine papa sau vin patriarhii din Bisericile Ortodoxe să declare pur și simplu prin propria lor voință, pentru că lor li se pare pe cineva a fi sfânt. Se fac cercetări, se fac dosare, durează ani, uneori chiar zeci de ani. Uite, de pildă, vă pot spune oarecum din culise că s-a deschis un dosar pentru canonizarea lui Mircea cel Bătrân. Merge greu, s-au găsit în trecutul domnitorului nostru o serie de fapte care s-ar putea să nu fie chiar compatibile cu ideea de sfințenie, cu toate că, sigur, pe de altă parte, a construit mănăstiri importante, avem și noi una la Cormeana, de pildă, a construit Cozia și așa mai departe. Deci, lucrurile sunt bine cercetate, sunt cercetate de oameni de-a lungul miilor de ani, de oameni care nu sunt în niciun caz oameni proști. Sunt din contră oamenii care măcar s-au aplecat sau și-au dedicat viața cercetării și studiului. Aș face o comparație între trăirea religioasă și trăirea poetică, pentru că să ne îndepărtăm un pic de biserică, în fine, și fac o paranteză, trebuie să o spun. Poate nu sunt eu cel mai în măsură să abordez aceste teme, o fac doar din perspectivă epistemologică, nu din perspectivă religioasă, pentru că nu sunt preotul dumneavoastră, nu sunt duhovnicul dumneavoastră, nu vă învăț eu ceea ce trebuie să gândiți, vă ofer doar o serie de repere epistemice. Aș face deci o apropiere între trăirea religioasă și trăirea poetică. Haideți să ne întrebăm de ce a fost inventată poezia din cele mai vechi timpuri. A fost inventată pentru că omul a simțit nevoia să spună ceva ce nu putea să spună în limbajul curent. Și nici măcar în proză. Pentru că, vedeți, exprimarea are minim trei moduri de a fi. Vorbirea curentă, în care noi stăm de vorbă cu aproape nostru sau ne adresăm unei mulțimi, și vorbirea literară, care are două feluri, minim două feluri, sigur că mai există și altele. Vorbirea în proză și, mă rog, în teatru, și vorbirea poetică. Acele cunoștințe poetice, acele trăiri, acele
impresii pe care vrei să le transmiți și nu le poți transmite altfel. Le transmiți prin poezie. Transmiți prin poezie și poate că trăim într-o lume, într-adevăr, care nu poate fi altfel înțeleasă. Mi-aduc aminte versul lui Nichita Stănescu că sub fiecare piatră se găsește un zeu. Este posibil ca așa să fie. Vine fizica din zilele noastre și începe să teoretizeze, ocupându-se fizica și neuroștiințele, ocupându-se de nașterea conștiinței și să spună așa, că până la urmă și la urmă, acolo unde se agregă un sistem care poate să primească informații și să le transmită mai departe, avem de-a face cu teoretic rudimente de conștiință, ceea ce ne poate spune că într-adevăr și piatra în sine poate are conștiința ei. Să vă surprindă, astea sunt speculații pentru unii, cum să zic, derizorii, pentru alții sunt din contră încercări de a găsi totuși întrebări la, de răspunsuri la întrebări care, iată, rămân deocamdată fără răspuns. Există deci și percepția poetică, cunoașterea poetică și n-a sfătuit pe nimeni să o ignore. Pentru că o viață avem și dacă nu ținem cont și de aceste moduri de a înțelege de unde venim și încotro ne ducem, atunci, într-adevăr, putem să spunem despre noi că suntem ignoranți. Sigur, lucrează dogmaticile cu o serie de concepte, de care iarăși mulți dintre noi simțim nevoia să le luăm în derâdere. Și aș vrea numai un simplu exemplu și sper să nu considere nimeni că abordându-l acum comit o blasfemie, și anume conceptul de Sfântă Treime. Ideea de Sfântă Treime le pare multora tras de păr, adică cum să existe trei persoane într-una singură. Pare nu ciudat, de ce nu spunem că există o singură persoană, de ce nu ne mărginim la asta? Pare la fel de ciudat, însă, ca alt concept pe care vi-l propun să analiză, și anume superpoziția cuantică, de care vorbeam nu demult. Păi cum? Noi nu știm unde se găsește o cuantă, de ce nu știm? Îi putem ști locul fără să-i știm viteza, sau îi putem ști viteza fără să-i știm locul? Nu sunt lucruri cam ciudate? E bine, este posibil ca cei care au gândit acest concept tulburător de Sfântă Treime să fi fost în situația în care se află acum fizicienii fizice atomice, care nu știu cum să mai explice intuitiv cum stă lucrurile, pentru că despre asta e vorba, despre capacitatea de a pune totul într-o imagine, deci de a ne face să vedem cu ochii minții cum stau lucrurile, lucrurile extrem de complicate. Avem, discutam data trecută, nu de mult, despre colapsul cuantic. Concept extrem de greu. La fel de greu ca și conceptul de Sfântă Treime. Există teologi și dacă aș scrie un text, eu fraza asta aș sublinia-o, care spun că sfinților părinți, cei care au trăit în pustie, cei care, eu știu, sau cum se spune, s-au nevoit, au mâncat ce au mâncat ei acolo, li se revela faptul că există Sfânta Treime, așa o gândeau, așa o simțeau. Ei mărturisesc asta, fără să fie avut telefon să se sune unii pe alții să-și dea SMS. Asta este mărturia lor. O putem lua în derâdere sau nu? Și opinia mea, dumneavoastră, faceți cum credeți, este să o respectăm. Pentru că, încă o dată, nu se știe, nu, de unde sare iepurele, nu se știe dacă vom ajunge la un capăt al cunoașterii, probabil nu, aproape sigur nu. Și atunci nu se știe care dintre imaginile pe care le avem noi despre ceea ce este metafizic, ceea ce este dincolo de fizic, de empiric,
poate fi mai bună. Dintre toate, care model de a cunoaște lumea poate fi mai bun? Trebuie să le respectăm pe toate, pentru că așa mi se pare uman, așa mi se pare frumos. De alminteri, cei care încearcă să explice ce poate fi divinitatea în religia creștină, pentru că la asta mă refer ca să nu complicăm lucrurile prea mult, au vrut să fie cu bun simț față de oameni. N-au spus că știu tot. Au spus că au niște experiențe, că așa li se pare lor că stau lucrurile. Ba, există un teolog, Ioannis Romanidis, un teolog grec, care a scris o foarte interesantă carte pentru specialiști, pentru intelectuali, voi spune, se cheamă Dogmatica Empirică, unde insistă pe faptul că tot ceea ce s-a construit dogmatic în religia creștină a plecat de la empirismul nevoitorilor, deci la cei care s-au dus în pustiu, s-au trăit în chilii, sau care au spus rugăciunea inimii până într-acolo încât au ajuns să vadă slava lui Dumnezeu și așa, lucruri pe care noi nu le-am făcut niciodată și nu știm. Chiar nu știm dacă nu cumva, sigur, e posibil să ai o asemenea percepție. Și aș ruga să avem față de genul acesta de abordări cel mai mare respect, sau măcar respect, nu neapărat cel mai mare, pentru că noi nu am trăit empiric aceste situații. Nu le știm, nici măcar nu le putem aproxima. Gândiți-vă că, uite, ne-a pus pandemia în situația de a sta izolați, mai mult sau mai puțin. Ce gânduri noi ne-au apărut, ce nuanțe ale vieții am putut cunoaște. Poate altele decât cele pe care le-am știut atunci când ne-am zbătut în lume, în societate, la modul cel mai liber. Dar ia gândiți-vă, mulțiți de mii și mii de ori această izolare pe care am trăit-o noi în pandemie cu izolarea Sfinților și gândiți-vă la ce fel de revelații au putut ei ajunge, ce fel de revelații au putut avea. Dar ce vreau să zic este că, începusem să vă zic, este că teologii creștini au bunul simț de a spune că există două moduri de a vorbi despre Dumnezeu, și anume un mod apofatic și un mod catafatic. Modul apofatic înseamnă să spui ce nu e Dumnezeu. E foarte interesant. Deci nu e nici cutare, nici cutare, nici cutare. Nu e bătrânul pe care îl vedem desenat în cărțile pentru copii. Nu e. Și odată desenat, după părerea mea, în mod un pic abuziv, dar făcut cu bune intenții, sigur că da, îl expunem pe Dumnezeu unor ironii. Sigur că nu e Dumnezeu moșul cu barbă care stă pe un nor, care apare în desene. Teologia apofatică care spune ce nu este Dumnezeu, sigur că spune în mod sigur că nu e așa cum e el desenat. Și teologia catafatică care spune ce este. Aici lucrurile se complică, n-aș vrea să vă duc până într-acolo, nici nu cred că mai am foarte mult timp. Aici, sigur, cei care știu despre ce vorbesc eu, poate și aruncă o privire pe Sfântul Grigorie Palama, pe conceptul de energie necreată a lui Dumnezeu, pentru că, sigur, dacă nu cunoști pe Dumnezeu, cum îți dai seama totuși că există, cum le-au avut revelațiile pe care le-au avut Sfinții, le-au avut pentru că au văzut slava acele energii necreate. Să știți că, în general, acest sistem teologic, și nu numai acesta creștin, dar acesta mi se pare, și cam toată lumea spune că ar fi foarte, foarte evoluat, nu e făcut de unii care s-au culcat seara și s-au trezit dimineața cu ideea de a construi tot ceea ce există acum ca teologie. Este construit de oameni înțelepți, de nevoitori, de oameni care s-au tot gândit,
de-a lungul a miilor de ani și ca atare acestui gen de cunoaștere, după părerea că aici voiam să ajung și ăsta este sensul discuției, trebuie să îi acordăm respect și să încercăm să să strângem cât mai multe cunoștințe despre. Pentru că atunci nu vom fi revoltați văzându-i pe cei care se duc să se închine la Sfintele Moaște și societatea va trăi mai bine. Scopul discursurilor mele este să arăt că există diverse și diverse trepte ale cunoașterii. Am vorbit despre Tales din Milet. Ce este, care este esența lumii, se întreba Tales stând, locuind în Milet, care este pe malul mării. Și sigur, esența lumii este apa. Apa, sigur, se găsește în toate lucrurile și are anumite proprietăți care se par a fi proprietățile existenței. O exprimare rudimentară, așa a început filozofia. Așa a început cunoașterea. Așa am început noi să... Așa am început. O mai fost, sigur, și cunoașterea indiană, filozofia indiană, filozofia egipteană și altele chiar mai înainte. Dar așa este bine să facem. Să ne întrebăm cu toții de unde venim, încotro ne ducem, să acordăm respect tuturor punctelor de vedere și să râdem mai puțin, să batjocorim mai puțin. În felul acesta vom trăi un pic mai uman această singură viață care ne-a fost dată, nu se știe de cine, sigur, nu fiecare crede ceea ce crede. Ne revedem data viitoare, vă mulțumesc, la revedere!